Vor să-l dea jos pe cloitorul. Păi cine ne împiedica, fraților, să-l dăm jos fără scandal? Dacă vreau să-l dau pe cloitorul afară, îl dădeam foarte bine. Ce trebuia mie scandal ca să-l dau afară pe cloitorul? Nici măcar nu am vrut asta. Sau cel puțin nu acum. A fost dorința lui și a venit într-un moment care nu se mai putea continua. Datorită și altor motive, pentru care nu vreau să le spun acum aici. Am hotărât să avem o despățire amiabilă. E un om extraordinar, îl apreciez, dar aici a dat greș. Ăsta este adevărul. A dat greș este un adevăr care nu poate fi omis. Ce vreau să știți? Că am și eu o limită. Am spus-o de multe ori și spun de acum. Știu că sunt prostul României la fotbal. Că am cheltuit zeci de milioane și n-am reușit să fac performanța pe care unii dintre voi o vreți sau o visăm. E ușor de a ne compara noi cu ce făceau alții acum 30-40 de ani, sprijiniți de sistem, de regimul comunist. E greu când atunci era o echipă genială cu jucătorii care nu se vor naște mai târziu. Eu am vrut să fac multe la acest club, numai că nu am reușit până acum să fac ceea ce mi-am propus. S-ar putea să există unii care să fie mult mai pricepuți decât mine și de aceea vreau să vă spun că încă o dată reafirm dorința. Deci să cedăm clubul. 0 lei. Îl dau gratis. Pe cuvânt de onoare. Nu e ca cealma. 0 lei costă acest club și cred că mai sunt ceva bani în cont. Să vină să se facă un comitet de inițiativă din partea Peluzei Sud. Că am văzut că sunt foarte mulți băieți deștepți acolo care au idei, au sugestii. Să găsească un investitor și eu vă dau cuvântul de onoare că acest club îl cedez cu suma de 0 lei, fără datorii. Numai să fie o garanție de continuitate. Nu să vină unul trimis și de rotau sau cineva să-l lasă să-l închidă a doua zi. Singura mea garanție să aibă continuitate. Ce înseamnă garanție? Înseamnă să mi ofere niște garanții decente, că are posibilitatea și are dorința să continue activitatea minim 3 ani, să spunem de acum înainte.